Bună ziua, dragi ascultători și privitori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom vorbi despre o A4 a patra teoremă referitoare la arce și coarde într-un cerc. La fel ca și în celelalte trei materiale referitoare la aceste teoreme, vom porni de la o problemă practic aplicativă și vom încerca să deducem te împreună teorema. Așadar, figura de mai jos reprezintă o piesă metalică care are coardele AB și CD congruente. Inginerul care a proiectat piesa afirmă că distanțele de la centrul piesei la cele două coarde sunt congruente. Afirmația inginerului este adevărată? Pentru a putea răspunde la această întrebare, vom proceda în felul următor. Vom construi razele AO, OB, CO și OD, obținând astfel triunghiurile isoscele AOB și COD. Deci, AO egal cu OB egal cu CO egal cu DO egal cu R, raza cercului din figură, și astfel obținem triunghiurile AOB și triunghiul COD isoscel. În concluzie, știm că distanțele de la O la coardele AB și CD, pe care le vom nota simbolic OM și ON, sunt înălțimi în triunghiurile isoscele pe care le-am evidențiat. Păi dacă sunt înălțimi, înseamnă că ele sunt și mediane, și mediatoare, și bisectoare, nu? În concluzie, AM cu MB sunt congruente și CN cu ND sunt congruente și sunt egale cu jumătate, din coardele AB respectiv CD. Așadar, toate patru vor fi congruente. Deci, vom scrie acest lucru. OM este perpendicular pe AB, ON este perpendicular pe CD. Așadar, M și N vor fi mijloacele coardelor AB și respectiv CD. Așadar, dar AB, deci așadar AM egal cu MB egal cu AB pe 2 și CN este egal cu ND și este egal cu CD pe 2. Însă, coardele AB și CD erau congruente. Așadar, și AM este congruent cu MB cu CN și cu ND. Așadar, triunghiurile dreptunghice AMO și CNO sunt congruente, cazul de congruență fiind catetă ipotenuză. Da? Deci, vom lua triunghiurile AMO și CNO dreptunghi ce în care cunoaștem faptul că AM este egal cu CN și AO este egal cu CO, așadar, conform cazului de congruență catetă ipotenuză, triunghiurile sunt congruente. Deci și MO este congruent cu NO. În concluzie, inginerul are dreptate. Distanțele de la centrul cercului la două coarde congruente vor fi congruente. Aceasta este și teorema. Ceea ce vă rog este să determinați singuri distanța de la centrul cercului la coarda AB, deci pe OM, știind că raza este egală cu 10 cm și coarda AB este egală cu 16 cm. În continuare, noi vom enunța teorema pe care tocmai am descoperit-o, și anume, într-un cerc, dacă două coarde sunt congruente, atunci ele sunt egal depărtate de centrul cercului. Are loc și teorema reciprocă, și anume, într-un cerc, dacă două coarde sunt egal depărtate de centrul cercului, atunci ele sunt congruente. Aceasta este lecția. Despre cea de-a patra teoremă, legată de arce și coarde într-un cerc. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!